Salutăm! Astăzi revin cu un nou videoclip de acasă. Videoclipul de astăzi, Ciucurel, vreau să vă prezint cum am făcut umplerea la cazanul de țuică. E făcută de anul trecut. Ne-a pus aici o bucată de țeavă. Asta am dus-o la maestru. Am 10, 11, de 11 cm. Aici, după ce îl umplem, punem capacul și îl lipim cu făină cu tărâțe. Capacul intră foarte ușor, are o poziție. Să dau mai aproape. O să dau acum un pic și trepiedul, ca să vedeți gaura cum arată. Uitați, la cazan e făcută, aici ăsta e capacul, totul din cupru, îl punem, uitați, intră ușor și îl lipim. Asta e ca să nu mai luăm capacul mare. Și acum să vă arăt din ce mi-am făcut golirea la el. Lasă-mă un pic să dăm mai așa să fie. Așa. Am folosit o chiuvă veche de la o mașină de spălat. E din inox, foarte important. Și după cum știți, ea are la fund gaură. Am găurit-o. Deci asta e chiuva Ciucurel. Și atunci, prin gaura respectivă, băgăm această bucată de țeavă, care sus i-am făcut filet și i-am pus un inel. De ce i-am făcut filet? În caz că vreodată, deci o băgăm, în caz că vreodată vrem să stea chiar fixă, eu nu o pun fixă pentru că chiar nu curge. Dacă vrem să stea fixă, mai punem o șaibă jos și o sudăm și de aici de sus strângem. Uitați cum arată înăuntru. Și atunci chiuva uitați, stă fixă. O punem pe cazan și punem în ea. Nu se mișcă, nu nimica, pentru că ține țeava e cam destul de fixă pe gaura respectivă. E făcută simplu, acasă, fără prea multe complicații și alea. Și e important să folosim ceva aici de inox. Ar fi fost frumos de cupru, dar costă foarte mult. Folosim inox. Aici intră undeva la 3 găleți. Faptul e probat, deci chiar merge, nu s-a înfundat niciodată. Singura problemă ce poate să apară e la când facem din boască. S-ar putea, când punem tescovina aia, să fie nevoie de ajutor. Dar la prune chiar nu se înfundă nu nimica. Deci, după ce l-am umplut, punem înapoi capacul și îl lipim. Atenție, când golim, pe aici băgăm și apă și băgăm vreo 4-5 găleți. Eu atâta bag, alții bagă mai puțin, mai multe, 5 găleți ca să nu rămână pe fund. Și odată la câteva cazane, dacă faceți în continuu un regim profesional, e bine că la 2-3 zile să ne uităm mai atent, cel puțin 2-3 zile, să ne uităm atent, să nu fie fundul prins sau ceva. Adică asta ne-am dat dacă miroase a ars. Deci încă o dată, folosim o chiubă de inox de la o mașină de spălat, chiuba jos o găurim pe cum e gaura de umplere, am băgat o țeavă, țeavă normală, destul de groasă, într-un capăt i-am făcut filet, iar jos, nu i-am făcut jos, ce puteți să faceți? Ori să sudați sau să băgați un fier forțat ca să stea fix, ori să puneți alt inel, de aia are sus
inelul cu filet. Dar la mine nu-i cazul. Eu doar așa o folosesc și nu-mi face probleme. Na. Vă recomand să vă faceți acasă o mașină de spălat, o mașină de spălat veche are, mă gândesc, toată lumea pe acasă. Nu aruncați chiuva. Puteți face alt model, țeavă sau să puneți cum vreți. Mai e și varianta cu pâlnie. Eu am o pâlnie, dar nu mi-a plăcut cum arată. Cel mai simplu e cu chiuva, pentru că la chiuvă poți să pui și mai repede și mai mult. Iar asta, sistemul de umplere și sistemul de golire, mergeți la specialiști, deci nu vă încurcați cu, să facem așa o paranteză, cu ce nu trebuie. Costă un pic, dar chiar se merită, nu vă mai chinuiți. Avantajul la golire e că nu mai inhalăm aburi când golim, și mai e altă problemă, pierdem multă căldură. Deci să pierdem multă căldură până reușim să golim cu găleata și să umplem la fel. Așa, capacul rămâne tot timpul lipit, aici umplem, pe dincolo golim, când e golit, băgăm 4 găleți de apă și băgăm din nou borhotul. Toate astea e pentru ca să nu mai pierdem căldură și să facem mai multe pe zi. Asta e mai mult pentru regim profesional. Eu am făcut ca să nu mai chinui, pentru că nu prea am timp și alea, din cauza lucrului și alea, mai mult după masa și astea. Na. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!